pe termen lung la ceea ce înseamnă suveranitatea noastră. Concetățenii noștri au drepturi foarte multe, vrem și noi ca minoritate numerică din acea zonă să ne regăsim cu în prevederi legale, să nu fim la cheremul unui președinte, unui prefect, ci să avem baza legală pentru păstrarea identității noastre în acest spațiu multietnic și pluriconfesional, într-un ținut care nu este secuiesc, este al românilor și al secuilor. Deci, concetățenii noștri au trei niveluri de finanțare. Finanțarea locală, finanțarea națională ca minoritate și finanțarea de la Budapesta. Noi nu avem nicio finanțare din perspectiva proiectelor culturale, civice, al finanțării presei locale, al ceea ce înseamnă nevoile identitare firești. Sunt o serie întreagă de orașe. Mercurea Ciu, Codurhei Secuiesc, Târgu Secuiesc, Gheorgheni, în care noi nu avem un consilier român. Noi nu avem de 20 de ani de zile un vicepreședinte al Consiliului Județean. Deci se poate, se pot face la legea minorităților naționale asigura finanțare, deci în simetrie. Cum se asigură pentru concetățenii noștri care sunt minoritari naționale? Noi suntem minoritate numerică într-un spațiu din centrul României și trebuie să ne beneficiem și noi de finanțarea acestor proiecte, în egală măsură cu proporția noastră, cu reglementările respective. Organizații, finanțare, proiecte, nu să rămânem la cheremul unor consilieri care au subiectivismul lor, au percepția lor despre prezența românească în zonă. În Covasna și Arghita, nu românul o duce greu ca persoană, o duce românitatea. Valorile românești, simbolul românești, limba română. Exact. Și a doua chestiune, să elimine acele articole care, v-am spus, acordă drepturi colective, care leagă drepturile colective de teritoriu și care asigură asociații culturale cu autonomie, deci cu drept de veto și care pun sub semnul întrebării suveranitatea statului român. Care sunt aceste articole? Deci, cele din capitolul 5 privind autonomia națională, autonomia culturală națională și acele organisme care, normal, nu numai pentru Covasna și Arghita, unde concetățenii noștri se află de 20 de ani la guvernare locală perpetuă, dar în toată țara, un primar nu va putea să schimbe, să spunem, un director de școală fără acordul, deci decizia acelei respective. Deci va împărți suveranitatea în condițiile în care există reglementările firești, normal, și europene. Promisiunea că se va da atenție cuvenită problemelor noastre punctuale pe lege și i-am invitat, deci promisiunea că va fi Comisia Parlamentară pentru Achetare, și de asemenea, în numele înalt preasfințitului Ioan Serejan, președintele de onoare al forumului nostru, am invitat ca toți președinții grupurilor parlamentare să vină în vară să cunoască realitățile noastre. Prea mare discrepanță este între toți ministrii, viceministri, vicepremieri de la Budapesta și ai noștri. Să vină să vadă la fața locului. Repet, dorim să trăim în bună pace cu concetățenii, dar nu să ne simțim străini în propria noastră țară.